Numeroși târgujieni au așteptat în zadar ca autoritățile locale să le rezolve diverse probleme din proprie inițiativă, așa că au pus mâna pe telefon și au sunat la 984, telefonul cetățeanului. Nu doar anul trecut au fost diverse plângeri din partea oamenilor, ci și în prima lună anului 2017, când peste 200 de persoane au apelat telefonul cetățeanului. Pe parcursul anului 2016, la telefonul cetățeanului au sunat 2100 de cetățeni din municipiu, aceștia transmițând autorităților locale propunerile sau problemele avute cu privire la orașul în care trăiesc. De la începutul acestui an și până în prezent, 230 de târgujieni au apelat la telefonul cetățeanului pentru conducerea primăriei municipiului Târgu Jiu, fiind prioritară soluționarea problemelor sesizate de cetățenii din municipiu. Lipsa locurilor de parcare și a indicatoarelor rutiere, zgomotul de la terase, lipsa iluminatului public în anumite zone, toate au fost sesizate de cetățeni prin petiții la sediul primăriei. Mulți dintre târgujieni au preferat să sune direct la telefonul pe care instituția îl pune la dispoziție pentru a-și spune nemulțumirile. Vă pot da ca exemple solicitării date cu privire la montarea de bănci, de leagăne, de înlocuire a mobilierului urban, sesizări cu privire la dispariția sau căderea unor indicatoare de circulație legate de cosirea ierbii, toaletarea pomilor, disconfort din cauza muzicii de la terase sau restaurante, amenajări de parcări, au fost de altfel și propuneri din partea cetățenilor. Iar de la începutul acestui an și până în prezent, 230 de târgujieni au apelat la telefonul cetățeanului. De asemenea, peste 1000 de târgujieni au mers în audiență la primar sau la viceprimar pentru a găsi soluții la problemele lor.